oh, just let me oh. Nope, astăzi nu facem asta. Stăteam de vorbă cu Gone Grișor zilele astea și am zis că dacă tot vine vara ar trebui să ne punem înapoi pe lucrat serios. Așa că am zis să facem un clip în care să prezentăm proiectele noastre și în ansamblu tot ce vrem să facem pe viitor în Double Age. În momentul de față pot spune că omor două păsări dintr-un foc cu clipul ăsta, pentru că vă prezint formatul următoarelor clipuri, dar și pe Metalhead, despre care o să vorbim ceva mai încolo. Ne-am gândit că ar fi interesant dacă, în loc de un speedart de 3 minute cu o melodie pe care ne putem lua copyright sau ceva, am luat un microfon și am discutat despre tot felul de chestii, ca un fel de podcast, dar care vine și cu un desen stupid cu care ajung mai aproape de dormit în stradă. Fiecare podcast o să aibă tema lui probabil și o să discutăm de la subiecte precum școală sau muzică, la caracteristici necesare pentru a vorbi ca Viorica Dăncilă. Știu că poate sună diferit, doar că am terminat clipul și am realizat că nu m-am luat de ea. Bag un blunt, m-am prăjit, m-am spart. Revenim. Poate din când în când mai facem o recomandare la o carte sau ceva pe acolo. Vedem pe parcurs în ce direcție mergem. Probabil podcasturile de genul o să apară cel mai des pe canal. Noi încercăm să postăm regulat, dar nu facem promisiuni. Pe lângă podcasturi, o să avem și o serie de tutoriale, sau impropriu spus tutoriale. Pur și simplu o să încercăm chestii diferite, de la desenatul digital, la creion, la pensule, marcare sau vopsea. Probabil majoritatea o să fie despre graffiti, dar nu este exclus să vă fac și un tutorial despre cum să desenați oale și să pictați aligatori. Destați geană că nu se știe niciodată. Cel mai probabil aici o să intre și seria custom, unde o să dăm grafuri pe linguri de lemn și o să desenăm pisici pe pânze de 6 metri. Nu râdeți, vorbesc cât se poate de serios. Scurtmetrajele de genul High School Graffiti sau 3 Station Bombing o să rămână. Practic sunt preferatele noastre, dar cu ocazia asta o să-l introduc pe Gon. Negrul care stă 7-8 ore la calculator să editeze clipurile mele, sau cum le zice el, mai bine aici decât pe plantație. Un alt element nou vor fi live-urile. Nu vă gândiți că o să fac live de la mormântare sau ceva, nu suntem așa de apropiați. Dar când o să-mi ardă, nu bunica, când o să am chef o să stăm la o discuție pe un live. Probabil vor veni și live-uri de la Gon cu gameplay-uri la ce se mai joacă el și, dacă vă lovește bulanul cosmic, o să vină live-uri cu amândoi. Sper că nu am uitat nimic pentru că urmează să vi-l prezint pe Metalhead, cel pe care îl desenez chiar acum. Ca fapt divers, referința din stânga este tot a mea, deci nu-mi săriți în cap pentru plagiat, cărnaților. Vreau să vă explic care e treaba cu el. După câteva luni de ezitare și vreo 6 ședințe intensive de autoconvingere, am hotărât să ne facem propria animație, iar Metalhead va fi personajul principal. Nu dăm foarte multe detalii, pur și simplu am vrut să știți că dacă nu ne apucăm să vindem roșii și castraveți ca să ieșim din sărăcie, o să urcăm și câteva episoade din Metalhead. Acestea nu vor avea neapărat un storyline, ci vor fi mai mult niște scenarii în care am fost puși sau dume date de la 3 dimineața când vorbim despre timpul de înjumătățire a carbonului 14 și despre cum este posibil să existe Land Rover Freelander în două portiere sau mai rău, cum este posibil să existe Fiat Multipla. Oricum, cert e că trecem de la postat odată la 2 luni la postat ceva mai des, sau măcar ne-am ambiționat, deci gestul contează. Vrem să auzim și părerile voastre, să lăsați comentarii cu subiecte de dezbătut, dacă aveți o mătușă de treabă ne puteți povesti tot în comentarii, ați face bine să vă abonați ca să nu vă dau tac pe mașină și pe capacul de la budă și n-ar strica un share, că până la urmă nu te costă nimic. Și dacă tot vorbim de bani, poate ai luat salariul de curând și te gândești și tu să faci o ședință de shopping intensiv pe site-ul celor de la Double Age. Am auzit că-s bazați, vă las un link în descriere. Tot în descriere vă las și o melodie blană pe care probabil aș fi pus-o pe fundal și pe care trebuie neapărat să o asculți. Și cam atât, eu mă tirez.